Poate își vrea înapoi avantajele de la voi, care le-a avut. Acest lucru este exclus. Este o creație a tatălui meu, acest băiat. Și nu vreau să vorbesc prea mult despre că e doar important, cum asta își dorește. El niciodată, cât eu trăiesc pe această lume, nu mai a primit un leu la familia Mitelu. Niciodată. Niciodată. Orice și dacă are ceva să spun, să spună în față. Mie, nu pe Facebook și nu pe rețele socializare. Dacă e atât de ultra-sel și de mare făptașă, să spună mie în față ce probleme are cu mine. Că el se atacă pe sora mea, pe mama mea, pe nepoții mei. Nu, asta e inadmisibil. Exact, deci așa, scuză un termenul care am folosit mai devreme, dar îi se potrivește de minune. Este un tribilist închipuit, care are câte dosare penale pentru că a bătut niște copii de 14-15 ani din Peluza Nord la CSU Craiova, pentru a-și câștiga în autoritate în rândul Peluzei Sud și în Craiova. Însă se întâlnește multe cu multe, dar aminte om cu om în viața asta. Nu mă înțeles. Apropo de suporterii, galeria aia care vă susține, aia adevărată, aveți nevoie de ea, mă gândesc, nu? Bineînțeles. Bineînțeles că și Peluza Sud a avut, în multe momente, a fost benefică și a adus multe bucurii acestui club. Ne-am identificat unii cu alții. Uh-huh. Însă acest lucru trebuie să termine. Aceste injurii aberante continui și asidui asupra familiei mele și aceste benere trebuie să, uh-huh, să înceteze. Dacă nu încetează, nicio problemă. Avem și unele armele necesare pentru a-i combate. Uh-huh.